Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o istorie neinventată la Accent TV. Vorbim astăzi despre războiul din Iugoslavia, unul din cele mai grele războaie care s-au desfășurat după cel de-al doilea război mondial pe continentul nostru, pe continentul european, în Iugoslavia, într-o țară care se află nu atât de departe de noi. Invitatul meu din platou este domnul Andrei Lăsciuc, lector universitar, expert în politică externă. Bună ziua și bine v-am regăsit la noi în platou. Bună ziua! Ca să începem, așa ca de fiecare dată de altfel, când vorbim despre un război, vreau să vă întreb Iugoslavia în sine, ca stat, cum a apărut? Vorbim și despre perioada de după cel de-al doilea război mondial. Iugoslavia ca stat apare pentru prima dată în perioada interbelică sub forma regatului sârbilor, croaților și slovenilor, pentru că în timpul celui de-al doilea război mondial o parte importantă a Iugoslaviei să fie luată sub controlul Germaniei naziste, iar pe altă parte a teritoriului să fie creat o stat marionetă a croaților, care a dezlănțuit o teroare împotriva sârbilor, dar și a multor altor, a romilor, evreilor, etc., etc. În urmă, în timpul celui de-al doilea război mondial, pe teritoriul Iugoslaviei activau câteva mișcări de partizani, fiecare cu ideologie diametral opusă. O mișcare se orienta la Marea Britanie, alta adoptaseră ideologia comunistă, și anume cea condusă de Iosif Broz Tito, care de fapt și obține victorie în acest război, evident cu ajutorul sovieticilor. Și în principiu Republica Federativă Iugoslavia apare, spunem așa, în luptele din cel de-al doilea război mondial. Din punct de vedere etnic, Iugoslavia reprezenta un popor care monoetnic, să-i spunem așa, sau totuși, din punct de vedere și religios, și etnic, și cultural, poate, era un amalgam care avea anumite precondiții pentru un război civil sau pentru anumite separări teritoriale sau de alt gen? Și Iugoslavia era un stat federativ care era compus din mai multe republici create în bază etnică. Erau Serbia, predominant erau sârbii, care erau creștini ortodoxi, erau slovenii și croații, care erau catolici, erau bosniecii, care iarăși erau divizați în musulmani. Deci Iugoslavia, prin structura sa etnică și religioasă, reprezintă un amalgam de popoare. Deseori chiar și acele republici federale, pe teritoriul lor, puteai găsi de asemenea un amalgam de diferite popoare. Spre exemplu, Bosnia și Herțegovina, prin structura sa etnică, în jur de 40% erau bosniaci, care sunt musulmani, sârbi, croați, și mai era acolo un procent de populație care se considera iugoslavi. Chiar și Macedonia, cer scuze, este împărțită din punct de vedere etnic în două părți. 40% albanezi, care sunt musulmani, și deja propriu zis macedonieni. Și sârbi. Sârbi mai puțin. În perioada războiului rece, Iugoslavia a avut o poziție aparte. Ea făcea parte din mișcarea de nealiniere. Care era, de fapt, această poziție, da? Cum o trăiau, de fapt, Iugoslavia, fiind o țară comunistă, cu un regim comunist, nefăcând parte din structurile, să spunem, europene a Uniunii Sovietice, nici de partea organizației Tratatului de la Varșovia și altele, cum se mențineau ei în acest rol? Istoria Iugoslaviei după cel de-al doilea război mondial începe prin, la început, susținerea masivă a sovieticilor, pentru că mai târziu să aibă loc chiar și o confruntare, cel puțin la nivel declarativ și ideologic, între doi lideri a celor state, Uniunea Sovietică și Iugoslavia. E vorba despre concurența, dacă doriți, dintre Iosif Broz Tito și Iosif Visarionovici Stalin. Chiar se vorbește, se vehiculează că Stalin a încercat să organizeze omorul lui Iosif Broz Tito.
Плусла часто снует тем, к Югославии, антимпу, к на вот локом парцеря Европе, ренумета лоялта, а чел процентаж, он процент для студен семнат, а не Югославия, требуя са парцени инфлюенции occidentale. Югославия анчеркат с адоптио проприи кале де дезволтаре, un fel de mix dintre ideile socialiste cu elemente capitaliste și, în principiu, Iugoslavia, la un moment dat, era un stat destul de puternic, cu industrie puternică, cu economie puternică, care însă a preferat să nu adere la cele structuri aflați sub controlul Uniunii Sovietice, ci să participe la mișcarea de nealiniere, ocupând acolo poziții de frunte. Iugoslavia, de altfel, ca și stat în Europa, era unul destul de mare, era un stat puternic, așa cum ați menționat dumneavoastră. El încurca cuiva ca stat integru? Un asemenea stat ca Iugoslavia, tot timpul o să fie, o să trezească cel puțin apetite. De ce? În primul rând, acolo, Iugoslavia este un stat din Balcani. Balcanii tot timpul au fost o regiune destul de sensibilă în geopolitica europeană. În al doilea rând, un stat cu economie destul de dezvoltată. Ei, și plus la aceasta, acele interese care, geopolitice care s-au suprapus pe acele clivaje etnice și religioase existente în sânul Iugoslaviei. Începând cu 1991, în Iugoslavia încep lupte. Lupte destul de grave, severe, ure masive între diferite grupuri etnice și așa mai departe. Această luptă internă în Iugoslavia, ea s-a dat din cauza că exista interesul cuiva de a se separa sau ea a fost cumva dirijată din exterior? Deci exista conjunctura asta geopolitică. Formal noi putem spune că, de fapt, conflictele violente au început în 91, însă fisurile au apărut imediat după moartea lui Iosif Broz Tito, care a fost acel lider care a fost în stare să țină sub control, să mențină înăbușite acele clivaje, acele conflicte. Primele mișcări care vorbeau despre existența unui posibil conflict au început la sfârșitul anilor 80, pentru că începând cu anul 91 deja se sedea lupte armate de plinul sens a cuvântului. Primul război în Iugoslavia este război din 91, așa numitul război de 10 zile, dintre Armata Federală Iugoslavă și Slovenia. A fost un război de scurtă durată, din fericire, cu mici jertfe. Care a fost motivul acestui război? Declararea independenței Sloveniei. Slovenia a fost recunoscută rapid? A fost destul de rapid recunoscută. În principiu, toate statele de acolo au fost recunoscute destul de rapid, cu excepția anumitor probleme în cazul Macedoniei, care și-a luat numele de Macedonia, însă acest lucru a stârnit nemulțumirea Greciei. Și până nu de mult, oficial, această țară se numea fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Și acum? Acum se numește Macedonia de Nord, dacă nu greșesc. Da, deci au găsit un compromis. Totuși au mai urmat câteva războaie. Este război din Croația din 91-93, este război din Bosnia 92-95 și din Kosovo 98-99. Asta deja a fost un început a unui lanț tragic de evenimente în fosta Iugoslavia. Primii care, după Slovenie, care și-au declarat independența, au fost Croații. Croația avea un specific la acel moment. Pe teritoriul Croației existau regiuni intens populate de sârbi, care nu au fost mulțumiți și nu au fost de acord cu declararea independenței. Dar mai mult, poziția sau nemulțumirea sârbilor din Croația a provocat acele politici pe care le promovau liderii croați în frunte cu Franjo Tuđman. Deci, sârbii erau limitați în totul. Deci, lor le s-a interzis alfabetul chirilic, în alfabetul chirilic. Deci, ei au fost puși în poziții de discriminare. Acest lucru a provocat nemulțumiri și
sau au pus mâna pe arme. Dar dumneavoastră vorbiți acum de parcă ar fi un război civil în Croația, dar atunci când în Slovenia s-a luptat cu Armata Federală pentru faptul că Slovenia și-a declarat independența, în cazul Croației nu a avut loc acest lucru? Și acolo exista o mișcare separatistă care era intens susținută de Belgrad. Armata Federală Iugoslavă, ca să înțelegem, era destul de pestriță. Foarte mulți ofițeri din alt rang în fosta armată federală erau croați, care imediat cum și-au declarat independența au venit în Croația. Acolo foarte mult armament a rămas pe teritoriu. A fost un război foarte grav în Bosnia. În 92-95 el s-a manifestat, cel puțin așa în materiale care sunt accesibile, s-a manifestat printr-o cruzime deosebită și de o parte și de alta. Acolo au fost, de fapt, trei părți implicate. Au fost croații, prin separatiști săi din Croația, dar în anumite perioade chiar și cu unități militare regulate croate. A fost partea bosniacă, aceștia sunt bosniaci musulmani, și au fost Republica Sârbska, care deci, și-a declarat independența și care tindea spre Serbia. Dar în anumite momente au fost și unități militare regulate a Serbiei, din Belgrad. Și mai este Kosovo. Kosovo este un subiect foarte sensibil, pentru că el are istorie destul de complicată și din punct de vedere a războiului, da? Din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere politic și geopolitic. Era atât de mare dorința Kosovo de a se lipi la Albania sau pur și simplu de a ieși din componența Serbiei? Kosovo, din punct de vedere istoric, reprezintă acel nucleu, acea inimă în jurul care gravitează toată cultura și istoria Serbiei. Cele mai multe mănăstiri, deci cea mai mare, o mare parte din patrimoniul religios, multe file de istorie cu notițe cu caracter tragic sunt legate de Kosovo. Pentru sârbi, Kosovo reprezintă totul. Însă așa s-a întâmplat că parcursul secolului 20, la un moment dat, minoritatea albaneză a devenit majoritate. Pe timpurile lui Slobodan Milošević în anii 80, Kosovo își pierde autonomia, ea este simplificată și de momentul respectiv încep mișcările albanezilor, kosovari, pentru luptă, pentru autonomie, dacă nu independență. Este un caz similar cu războiul din Nagorno-Karabah. De ce? Pentru că și Azerbaidjanul la un moment dat a lichidat autonomia din Nagorno-Karabah. De ce a luat această decizie Slobodan Milošević de a reduce autonomia? Pentru că vedea un potențial risc de separatism dacă se va crea... Inclusiv și aceasta. Inclusiv și aceasta. NATO a avut o poziție nu atât de corectă din punct de vedere juridic și legitim în acest război. Deci eu am să cer părerea dumneavoastră. Eu nu afirm asta, eu vă cer părerea dumneavoastră. Pentru că s-a implicat odată în 92-95 cu bombardament și două oară în 1999. Iată, intrarea NATO în Iugoslavia, bombardamentul în Iugoslavia din partea acestei structuri internaționale, ea a avut legalitate? Ea a fost legală? Evident că nu. Evident că nu a fost mandatul Consiliului de Securitate și din punctul ăsta de vedere încălcat toate normele dreptului internațional, cu atât mai mult că la acel moment, în principiu, forțele legale, constituționale, pe teritoriul Kosovo, totuși erau forțele care se supuneau Belgradului. În momentul în care cealaltă parte activa o structură care putem să o numim teroristă, e vorba despre Armata Liberării Kosovo UCK, care alături deci, de sârbi, atât o parte cât și alta, s-a implicat în violențe sălbatice, au omorât în stânga și în dreapta. Civili? Civili, și nu doar civili.
територію Косово, по територію Албанії, екзистав клініч у Сербії, луац призонєрі, сав популація чивіли, ірав Москвазді експресі та яцла органі. Албанія, Косово, ера косоварий практикав трафіку де армамент. Și multe alte lucruri. Apropo, mulți oficiali kosovari, inclusiv și actualul prim-ministru Hashim Thaçić, mă scuzați pentru accent, este învinuit de crime de război. De către cine? A fost așa un procuror în tribunalul pentru fosta Iugoslavie, Carlo Del Ponte. Deci în timpul investigațiilor sale, încet cu încet, a dat peste asemenea fapte, în momentul când a ajuns timpul să se ridice întrebarea, dosarul sau problema a fost închisă și până în ziua de astăzi aceste crime nu sunt pedepsite. Dar este necesar de menționat. Deci, orori comiteau atât o parte cât și alta. Ca în fiecare război de altfel. Însă, din punct de vedere informațional, Occidentul a fost de partea kosovarilor și deseori victimele armatei pentru eliberarea Kosovo, deci acei sârbi care erau omorâți de armata, de combatanța armatei pentru eliberarea Kosovo, erau date drept victime ale armatelor sârbe. Invers. Da, așa cum s-a întâmplat cândva odată în Bosnia. În Croația, ce scuze, când la un reportaj CNN arăta o tabără pentru prizonieri și comentatorul spunea că iată, ăștia sunt ostași sârbi, iar ăștia sunt prizonieri croați, însă totul era invers. De altfel, tot la CNN sau BBC mai fost un caz în 2008 când a fost război din Georgia și a fost invitată o mamă și o fiică ca să vorbească despre acel război. Asta, asta nu CNN, nu Euronews, asta un alt post din Statele Unite. Dar CNN a reușit să mai evidențieze și în timpul primei campanii din Golf, când a arătat așa un reportaj cu o fetiță din Kuwait, care plângea și povestea cum armata irachiană a intrat în spital și omora în stânga și în dreapta, pentru ca mai târziu să se afle că aceasta este fiica ambasadorului Kuwait din Canada și la momentul când povestea, când se întâmpla cele ce povestea fetița, ea nu era în Kuwait, era în Canada. Deci, război informațional. Da, atunci de altfel și-a început așa de masiv să fie folosit acest instrument. Totuși NATO a intrat în Iugoslavia, am bombardat Iugoslavia, vom vorbi mai târziu despre felul în care a făcut asta și există cu siguranță partea argumentativă oficială. Deci, de ce a introdus forțele aeriene în Iugoslavia? Vorbind despre oricare intervenție militară, noi știm că nimeni nu face nimic pur și simplu. Aveau alte argumente NATO de a interveni deci în Iugoslavia? Deci oficial intervenția forțelor internaționale sub conducerea Statelor Unite în fosta Iugoslavia se numea, se justifica prin necesitatea prevenirii unei catastrofe umanitare. În anii 90, care a apărut așa o doctrină prevenirii intervențiilor umanitare, care aveau scopul, nu, asta e vorba despre ideea apărută în Statele Unite. Deci ideea era că Organizația Națiunilor Unite deja nu mai este așa de operativă în intervențiile sale, deseori deciziile nu se iau rapid sau în genere nu se iau, însă acolo oamenii mor, oamenii suferă și cineva trebuie să pună capăt acestor lucruri. Iată așa și a apărut ideea despre intervenție umanitară. Deci în ambele cazuri s-a folosit ideea despre necesitatea opririi violențelor, crimelor de război, etc., etc., etc. Dar de facto? De facto, Iugoslavia, care la acel moment în 99 se numea Uniunea Serbiei și Muntenegrului, urma să fie dezmembrată. Deci procesul de dezmembrare. Interesul era de a dezmembra această țară. Da, care mai târziu, apropo, a continuat cu, nu doar cu, deci cu declarația independenței Kosovo, dar și cu dezlipirea Muntenegrului. 2006.
среди Сербия. Лачел момент, когда вехикула идея диспортира Монтенегру и ди Сербия. Монтенегру майран умитыш Солане. Деоречи лоббисту номеру уну а идеи ди Монтенегру индепендент ира Хавьер Солана. Сербия на фиалу дата пердут акцесу ламари. Монтенегру ира ультимо пункт. Да, пердут акцесу ламари. Но спутем констата уарекум, ка чест интерес ди дезмембраши, ди stopa într-un fel dezvoltarea sau de a nu permite Iugoslaviei sau Serbiei să devină un potențial actor cu care ar trebui să discuți la egal, el a avut succes? Serbia din 91 încoace tot a fost supus sancțiunilor, pe anumite perioade chiar și blocadelor, blocadelor fizice. Însă Serbia, sârbii sunt așa un popor care au demnitate de sine, demnitate națională. În Serbia, indiferent de intervenții, de blocade, de presiuni, de influență, încă este puternică mișcarea de dreapta naționalistă, care se pronunță împotriva NATO și împotriva Uniunii Europene. Am spus anterior că vreau să vorbim puțin despre felul în care a intervenit NATO. Deci, că au bombardat este prea puțin spus. Din materiale, din arhivă, se vede foarte bine că, și apropo, astăzi în Belgrad sunt clădiri. Clădirea Ministerului Apărării. Nici până ziua de astăzi nu a fost reparată. Mai mult ca atât, eu am avut posibilitatea să particip la activitatea Comisiei Dunării. Și mi-era foarte interesant să urmăresc poziția Serbiei atunci când venea vorba despre liberă navigație pe Dunăre. Deci pe anumite tronsoane ale Dunării, podurile au fost distruse de aviația aliată. Și acolo, în schimbul acestor poduri, erau organizate poduri temporare, care la anumite momente, ore, exact, trebuiau să fie dezmembrate ca să permită navigație. Sârbii erau tot timpul presați ca să înceapă construcția de poduri, la care Sârbii aveau o poziție destul de rațională și pragmatică, după mine, plină de demnitate. Voi ați, nu, noi am distrus. Vouă vă trebuie, voi și construiți. Refaceți podurile înapoi. Exact. Bun, asta este, poate... Deci că au fost distrusă infrastructura și căile de comunicație, asta știu, am văzut în materiale... Au avut de suferit, spre exemplu, orașul Novi Sad. Au fost distruse rafinării și coaliția nu pur și simplu utiliza muniții ordinare, utilizau muniții care conțineau plutoniu. La moment, în Serbia, procentul oamenilor bolnavi de cancer este mult mai ridicat decât media pe Europa. Deci aceste muniții radioactive, chiar dacă și slabe, au consecință asupra populației civile. Bun, am văzut într-un material video că în timp ce erau transmise știrile de seară în Belgrad, o bombă sau o rachetă, probabil, a nimerit exact în clădirea televiziunii centrale. Exact, asta a fost așa moment, da, mai fost și alt moment. A fost că aviația aliată au bombardat tren de pasageri, au bombardat, inclusiv au nimerit și în ambasada Chinei din Belgrad. Cât de legal este asta? Da, cât de legal. Asta e război. În război, ideea de legal cam bun, eu analizând, deci, în viziunea mea, în anul 99, atunci când, iată, deja de 6 ani exista Uniunea Europeană, cu aspirațiile lor către drepturile omului, către stat de drept și așa mai departe, țările membre a Uniunii Europene bombardau la greu în Iugoslavia și nu doar ce am spus... Centrul Europei, să primești, în centrul Europei. Deci bombardau școli, grădinițe, spitale și alte obiecte care nu aveau nicio legătură cu infrastructura militară acestei țări și nu aveau nicio legătură un moment politică. Destul de interesant despre bombardare a țintelor. Deci așa s-a întâmplat cu bună parte din efectivul militar a sârbilor din Kosovo atunci când s-a încheiat armistițiul, aproape că nu a avut de suferit de la aceste bombardamente. Deci acolo nu se bombarda? Deci se bombarda. Pur și simplu sârbii erau buni ostași.
Ну, задарав доборити Rheinmetall, Avion Stealth, ку технології совєтчі, діпринані шаптізєчі. Я сосуду дол защинч. Вон, ну, я мавут он міністру апарері каря вендут о честь системе антиаеріені. Шалару? Шалару. Анатолій. Am înțeles. Totuși, un lider puternic al acestei mișcări, Slobodan Milošević, președintele de altfel, a fost arestat și predat tribunalului de la Haga, internațional. Cum a fost procesul de învinuire, să spunem? El a fost un transparent, curat, cinstit? Slobodan Milošević, trebuie să menționăm că a fost un lider care a condus cu Serbia, Iugoslavia, mai apoi Serbia, într-un stil destul de autoritar. Deci, imediat după bombardările Iugoslaviei în Serbia, este organizată una dintre primele revoluții culori, Frunte cu mișcarea Otpor, Slobodan Milošević pleacă de la putere, după care, într-o anumită perioadă, aproape un an de zile, s-au dus negocieri de extradare a lui Slobodan Milošević. Сербия была прессата прин санкционе, прин креаре де диферите проблеме, ла каре Слободан Милошевич а фост арестат и пур симплу трансмис трибуналу и пенту фоста Югославии ди ноеле ауторитет дин Сербия. Кат тим са афлате лаколу? Са афлат май мулц ани. Есть нечесар де менционат ка Слободан Милошевич деш де профессии ера журист. El a refuzat ajutorul diverselor avocați, el singur și-a construit apărarea. În tot acest răstim de aflarea lui în detenție, așa și nu s-a reușit să se demonstreze măcar vreun cap de acuzare. Mai mult ca atât, chiar după moartea lui, deci, verdictul, sau cum acolo se mai numește, final a tribunalului, se menționează așa, pe scurt, și ca printre altele, că Slobodan Milošević nu a fost găsit vinovat de toate acele crime. Exact. Totuși el a murit 20 de ori sau 40 de ori înainte de a fi anunțat verdictul său. Se vehiculează ideea că el a fost omorât. De ce? Pentru că de ce ar fi așa? Slobodan Milošević era un lider care nu trebuia să iasă la libertate. Că dacă revenea în Serbia atunci? Probabil că reușea să se coaguleze în jurul său un procent destul de serios din populație. Și plus la asta, la americani există, de multe ori există un principiu. Iată, acest om trebuie pedepsit. Și gata. Și gata. Așa au făcut cu Saddam Hussein. Și nu contează că Saddam Hussein cândva odată îi strângea mâna lui Donald Rumsfeld și era un aliat împotriva Iranului. Nu contează că Barack Obama cu Hillary Clinton cu un an înainte de evenimentele din Libia se întâlneau cu Muammar Gaddafi și Muammar Gaddafi îl numea pe Obama fiul Africii. Nu ce contează. Pur și simplu trebuie pedepsit. Bun, noi vorbim acum despre o situație, ca să o descriu mai la general. Deci este o țară în centrul Europei, care este bombardată fără sancțiunea Organizației Națiunilor Unite, deci fără mandatul Consiliului de Securitate ONU. Este o țară în care avioanele militare ale unor țări a Uniunii Europene bombardează la greu obiecte civile, ca spitale, grădinițe, școli, televiziuni, poduri peste Dunăre. Este o țară în care se comit anumite orori împotriva populației civile. Liderul acestei țări este arestat, deținut ani de zile în închisoare, ca până la urmă să se demonstreze că el, de fapt, nu a fost vinovat. Să nu se demonstreze că el a fost vinovat. Da, absolut corect. Și asta tot se întâmplă relativ acum câțiva ani în urmă, ceea ce noi în lumea pe care noi ne prezentați, cel puțin inclusiv în spațiul european, spațiul de valori, respect față de drepturile omului și așa mai departe, noi ne prezintă că noi mergem spre o perspectivă, dar faptele de fapt vorbesc invers. Cum este posibil asta? Dar pe cine îl interesează că Maduro este președinte legal ales, iar Juan Guaido este un autodeclarat
коли є не воєді інстаурарі демократії. А тож кіне ворба діспри джоу політики, діспри петрол, діспри алті ресурси імпортанті. Демократія є сідором права. Care a fost consecințele sferite de Iugoslavia în urma acestui război greu? Consecințele, zeci de mii de morți, în primul și în primul rând vorbim despre vieți omenești, costuri economice ridicate. Din fosta Iugoslavie doar Slovenia a reușit să obțină un progres economic substanțial și Croația. Cât de cât Croația. Serbia, cel puțin la momentul când am vizitat-o prin 2005, nu părea fi o țară cu nivel economic înalt de dezvoltare. Ei și plus la aceasta, cer scuze, existența diferitor forțe până și extremiste în aceeași Serbie. Deci acest război a provocat apariția unor mișcări? Deci, acest război a creat, eu nu știu, apariția unor spirite mai radicale în societate. Momentul în care ți se distruge casa și ți se omoară familia, credeți-mă că unicul lucru care o să vrei să-l comiți asta este răzbuni. Mai ales că vorbim despre așa o regiune precum este Balcanii. Balcanii care nu iartă, multe lucruri nu iartă. Nu iartă, spuneți dumneavoastră, dar totuși Serbia astăzi este o țară care tinde... Eu cer scuze, pur și simplu mi-am adus acum aminte. Nu iartă, dar acum într-un interviu mai recent acordat unui reporter din Federația Rusă, actualul președinte Serbiei, la întrebarea, o să ierte Serbia vreodată ceea ce s-a întâmplat în 99, a spus așa un lucru. Noi, fiind creștini, o să iertăm, dar noi niciodată nu o să uităm. Dumneavoastră spuneți așa, dar totuși Serbia este astăzi angajată în procesul de integrare europeană? Acolo sunt foarte mari probleme cu acest proces de integrare europeană. Deoarece există o opoziție foarte mare în Serbia. Prețul pe care îl cere Uniunea Europeană autorităților de la Belgrad pentru mulți sârbi este considerat exagerat. În primul și în primul rând este vorba despre recunoașterea independenței Kosovo. Asta este o problemă dureroasă. Partidele de dreapta reușesc să strângă la vreo 40% la alegeri. Aici plus la aceasta apare veșnica întrebare la sârbă. Asta cum? Uniunea Europeană, NATO, cei care ne-au bombardat? Să mergem noi încolo. Kosovo este un efect direct al acestui război. Deci... Kosovo este un jaf teritorial. Vreau să vorbim despre ce. Vreau să relatați despre acest jaf. A fost un președinte, Barack Obama, care spunea că Kosovo și-a obținut independența prin referendum, ceea ce este un fals. Dar de obicei elita politică americană suferă de cretinism geografic și istoric. Lucruri elementare nu cunosc. Și Kosovo nu a fost, nu și-a declarat independența prin referendum. A fost un plan Ahtisaari, care privedea ca părțile să ajungă la un anumit consens până la o anumită perioadă. Un anumit consens în, având în vedere granițele Serbiei? Și statutul Kosovo. Care la un moment dat, dacă nu se atinge acest consens, Kosovo îi se permitea declararea independenței. Și ce a făcut? Iată toată procedura. Ceea ce a făcut, da? Exact. Acum acolo pe teritoriu este bază militară americană. Valuta euro. Valuta euro. Sunt distruse zeci sute de biserici și mănăstiri de ale sârbilor. Apropo, Republica Moldova a recunoscut Kosovo? Nu. Ceea ce constituie un impediment pentru cetățenii noștri să meargă... Și motivul este clar. Cetățenii noștri participă în Kosovo, în misiunile KFOR, în calitate de observatori, pacificatori asta, și da, mai departe. Dar sunt cetățenii noștri care au vrut să intre la vamă în Kosovo și arătând pașaportul Republicii Moldova, lor le-a fost refuzat să intre. Ce pot să vă spun? Din cauza la 2-3 cetățeni nu poți să ți-ai rămas bun de la anumite principii. Recunoaștem Kosovo înseamnă că mâine altcineva o să recunoască Transnistria. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ca să încheiem, există șanse ca în timp această regiune, Iugoslavia, despre care am vorbit până acum, să fie una pașnică, să nu mai apară
acest gen de conflicte, ură, interetnic și așa mai departe? Eu sunt foarte sceptic. Chiar nu de mult au avut loc mici tensiuni între Belgrad și Priștina. Acolo mai avem Macedonia, 40% din populație care sunt albanezi și care după evenimentele din 99 au încercat să provoace o revoltă militară. Acolo sunt foarte multe probleme. Balcanii niciodată nu au fost o regiune unde să fie mult timp liniște și pace. Domnule Lășciuc, vă mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o în cadrul acestei emisiuni. Stimați prieteni, rămâneți în continuare cu Accent TV.